Vineri 10 decembrie 2021, începând cu ora 10, românii care au cont în aplicația administrației Fondului pentru Mediu pot genera vouchere pentru aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare. Bugetul alocat acestei etape este de 6 milioane de lei. Voucherele se pot genera până pe data de 16 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului alocat acestei etape. În anteriorile etape, voucherele s-au epuizat în 5 și respectiv 11 minute de la începerea campaniei de generare a voucherelor. Cu toate acestea, au fost utilizate doar 55% dintre voucherele rezervate. În acest sens, Agenția Fondului pentru Mediu face un apel către cei care fac rezervările din acest program. Având în vedere că în ediția precedentă, în etapele de selectare a voucherelor, bugetul a fost rezervat integral, ulterior fiind utilizate doar 55% din voucherele rezervate, și ținând cont de faptul că bugetul alocat este limitat, vă rugăm să generați vouchere doar dacă aveți intenția de a le utiliza pentru achiziționarea electrocasnicelor selectate, se arată în comunicatul AFM. Valoarea voucherelor este de 400 de lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv aparate de aer condiționat portabile, cu eficiență energetică la răcire cel puțin A++. 400 de lei pentru uscătoare de rufe, cu eficiență energetică cel puțin A++. 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 de kW. Finanțarea nu poate depăși 50% din valoarea echipamentelor comercializate prin program. Voucherul este nominal și netransmisibil și nu poate fi utilizat decât de persoana care i-a fost emis în urma înscrierii în aplicație informatică. Pentru a beneficia de aceste vouchere, consumatorul se obligă să predea în momentul achiziționării unui produs nou un produs uzat echivalent din aceeași categorie. Achiziția de electrocasnice eligibile în cadrul programului se face prin intermediul comercianților validați în maxim 15 zile de la publicarea listei cu solicitanții aprobați, validați în vederea utilizării voucherelor. La momentul utilizării voucherului la un comerciant validat, solicitantul aprobat trebuie să se asigure că declarația pe propria răspundere semnată și scanată și copia cărții de identitate sau buletinului de identitate sunt încărcate în contul de utilizator din aplicația informatică, având obligația ca originalul declarației să fie păstrat pe o perioadă de un an de la data utilizării voucherului.